Agenți economici din diverse domenii și-au așteptat eventualii angajați la târgul locurilor de muncă. Ei au prezentat informații despre oportunitățile de angajare, însă unii nu au avut nicio solicitare. La moment avem nevoie de gardieni publici într-un club de noapte. În prezent, din păcate, astăzi nu ne-am ales niciun persoană, dar ce nu le convine graficul de lucru și au fost și careva documente, nu dispun, de exemplu, de permis armă, livret militar. Cei care sunt în căutarea unui loc de muncă au avut posibilitatea să discute cu reprezentanții întreprinderilor și să stabilească interviuri de angajare. Totuși, unii au rămas dezamăgiți, deoarece locuri de muncă pentru cei cu studii superioare au fost insuficiente. Ceea ce ne privește cei care au studii superioare, sunt foarte puține propuneri pentru aranjarea în câmpul muncii, deoarece aceasta este realitatea care o vedem situată în țară. Angajații Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă le-au spus despre toate ofertele la zi. Informația utilă a fost de bun augur pentru toți. Activitatea dată de posibilitatea contactului nemijlocit între angajator și persoana în căutare care caută un loc de muncă. La târg au fost oferite locuri de muncă atât pentru muncitorii calificați, cât și pentru cei necalificați. La moment în raionul Drochea s-au înregistrat circa 600 de persoane, dintre care 50% au fost femei.